Seeker 3, 20 de metri până la hală, mic, mediu, se vede bine, 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 mare. Foarte tare. 40 până la clădirea aia de cărămidă, stânga sus 60, blocul din dreapta sus 150, turbo acum. Foarte tare. Seeker 3, mic, mediu, mare. Turbo. Mamă, câtă lumină e pe casă acolo. O lanternă de lucru foarte rezistentă. Este gândită a fi, se poate folosi și în casă, da, cum sunt eu acum de exemplu, dar ea este gândită a fi o lanternă heavy duty. Uite, să vă arăt moonlight-ul, da, treapta cea mai mică, da? E mare, nu e de un lumen, da? Ei nu se așteaptă să dor cu ea, da? E perfect utilizabilă pentru lucruri de aproape. Se vede perfect, da, pentru chestii fine, pentru unde nu poți folosești lumina sau știu eu, așa, în cazuri de urgență. Modul mic, da, pe priviți, este mic, dar se poate folosi pentru o activitate, așa cum sunt eu aici, asta este lumina de care am nevoie, se vede absolut perfect totul. Da? Pot să stau, de exemplu, dacă se ia curentul, stau dacă n-am treabă, da? O pun și o lumină plăcută, cu autonomie foarte mare, văd tot în jur, nici nu orbește, e plăcută, genul ăla de lumină cu care te poți uita la televizor, da? Și crește, acum deja nu mai putem să o folosim decât dacă vrei să faci foarte multă lumină într-o cameră în care s-a luat curentul, dar nu, e prea mult pentru o cameră, treapta asta. Și normal, asta din nou, mare. E lumină multă, dar na, e. Nu cred că are sens să dai lanterna, dar se poate, uite, mișto să vede, e, zici că ai prins lumina, na, zici că e soare afară. Asta este Seeker 3. Încă o dată trec, mic, mediu, mare, turbo, dar na, e mult. Pun pe tavan acum, mic, opresc. Mic, mediu, așa poți să stai liniștit, dacă ți se ia curentul fără nicio problemă și vezi bine de tot. Așa, foarte bine. Turbo, e un exces de lumină, dar n-are rost.